despre apostoli și despre toți sfinții. Ei au strălucit mai mult prin viața și virtutea lor și prin harisme. Cea mai bună virtute este dragostea și milostenia. Ele biruie fecioria. Dacă 12 oameni au plămădit toată lumea, gândește-te cât de păcătoși și de răi suntem noi când nu putem aduce la credință pe cei ce au rămas, deși suntem atât de mulți, deși suntem destul aluat pentru a plămădi mii de lumi. Mi s-ar putea însă spune, aceia au fost apostoli. Și cei cu asta? N-au trăit și ei cum trăiești și tu? N-au crescut și ei în orașe? Nu s-au bucurat de aceleași lucruri? N-au avut și ei câte o meserie? Erau oare îngeri? S-au pogorât din cer? Nu, dar au făcut minuni. Nu minunile i-au făcut pe ei minunați. Până când vom întrebuința minunile făcute de apostoli ca scuză pentru trândăvia noastră? Uită-te la ceata sfinților, nu strălucesc datorită minunilor. Mulți au izgonit demoni, dar pentru că au săvârșit fără de legi, n-au ajuns minunați, ci chiar au fost pedepsiți. Atunci, ce i-a făcut mari pe apostoli? Disprețul averilor, disprețul slavei, despărțirea de toate grijile și afacerile lumești. Dacă n-ar fi făcut asta, ce ar fi fost robii patimilor, chiar dacă ar fi înviat mii de morți, n-ar fi avut niciun folos, ce ar fi fost socotiți niște șarlatani. Așa că viața omului îl face pe om strălucit. Ea atrage harul Duhului. Ce minune a făcut Ioan Botezătorul, cel care a adus la pocăință atâtea orașe! Că n-a făcut nicio minune, ascultă-l pe evanghelist. Ioan n-a făcut nicio minune. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 10, versetul 4. Prin ce a ajuns Ilie minunat? Nu prin îndrăznirea lui față de împărat, nu prin râvna lui față de Dumnezeu, nu prin sărăcia lui de bunăvoie, nu datorită cojocului, peșterii și munților. Minunile le-a făcut după toate acestea. L-a văzut oare diavolul pe Iov făcând minuni și s-a minunat? Nici o minune. Dar Iov avea o viață strălucită și o răbdare mai tare ca oțelul. Ce minune a făcut David pe când era încă tânăr, ca să spună Dumnezeu despre el, am găsit pe David, fiul lui Iesei, bărbat după inima mea. 1 Regi, capitolul 13, versetul 14. Ce mort au înviat Avram, Isaac sau Iacov? Ce lepros au curățit? Nu știi că minunile ne vatămă de multe ori dacă nu suntem treji la minte? Din pricina asta, mulți corinteni s-au dezbinat între ei. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 10-12. Din pricina asta, mulți romani s-au mândrit. Epistola către Romani, capitolul 2, versetele de la 1 la 5. Din pricina asta, Simon Magul a fost scos din rândul creștinilor. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 9 la 23. Din pricina asta n-a fost primit în rândul ucenicilor cărturarul care dorea să meargă după el și a auzit din gura Domnului, vulpile au vizuini, iar păsările cerului cuiburi. Fiecare din aceștia au căzut și au pierit pentru că doreau să-și agonisească de pe urma minunilor unul averi, altul slavă. Sârguința de a duce o viață curată, dragostea de virtute, nu numai că nu dau naștere la o dorință ca aceasta, ci chiar o stârpesc dacă este. Ce le-a spus Hristos ucenicilor săi când le-a dat porunci? Le-a spus, faceți minuni ca să vadă oamenii? Deloc! Dar ce? Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Lui Petru nu i-a spus, dacă mă iubești, fă minuni, ci paște oile mele. Totdeauna Hristos îl preferă pe Petru
împreună cu Iacov și cu Ioan, înaintea tuturor celorlalți ucenici. Spune-mi, pentru ce îi preferă pe aceștia? Din pricina minunilor făcute de ei? Nu, pentru că toți apostolii la fel au curățit leproși, au înviat morți și tuturor la fel le-a dat aceeași putere. Din ce pricină, dar, acești trei apostoli erau mai presus de ceilalți? Din pricina virtuții sufletului lor. Vezi, dar, că totdeauna este nevoie de viață curată și de arătarea ei prin fapte. Din roadele lor îi veți cunoaște pe ei, spune Domnul. În ce constă viața noastră? Oare în facerea de minuni sau într-o viețuire virtuoasă? Negreșit că într-o viețuire virtuoasă. Minunile aici își au originea și la aceasta duc. Omul cu viață virtuoasă atrage asupra lui harul facerii de minuni, iar cel care primește acest har, pentru aceea îl primește ca să îndrepte viața altora. Că și Hristos pentru aceasta a făcut minunile acelea, ca prin ele să fie vrednic de credință, ca să-i atragă la El pe oameni și să-i facă să ducă o viață virtuoasă. De aceea și Hristos vorbește mai mult de viața virtuoasă și nu se mărginește numai la minuni, ci amenință cu iadul, făgăduiește împărăția cerurilor, pune acele legi minunate și face totul pentru viața virtuoasă ca să facă pe oameni îngeri. Dar pentru ce spun că Hristos face totul în acest scop? Spune-mi, dacă ți s-ar da să alegi între a învia morți în numele Lui și a muri pentru numele Lui, ce ai alege? Nu-i așa că ai alege moartea pentru numele Lui? Pentru ce? Pentru că învierea morților e minune, pe când moartea pentru Hristos, faptă. Dacă ți s-ar da să alegi între puterea de a preface paiele în aur și puterea de a disprețui averile cum disprețuiești paiele, n-ai alege oare puterea de a disprețui averile? Și pe bună dreptate, că pe oameni puterea aceasta îi uimește mai mult. Dacă oamenii ar vedea că se pot preface paiele în aur, ar dori și ei, ca Simon Magul, să aibă această putere și ar crește în ei și mai mult dragostea de averi. Dar dacă ar vedea că toți ne socotesc și disprețuiesc aurul ca pe paie, ar scăpa de această boală. Vezi, dar, că viața virtuoasă ne este de mai mult folos? Și eu nu numesc viață virtuoasă postul, nici îmbrăcatul cu sac și nici culcatul pe cenușă, ci disprețul averilor, milostenia, împărțirea pâinii tale cu cel sărac, înfrânarea mâniei, alungarea slavei deșarte, stârpirea invidiei. Așa ne-a învățat Hristos. Învățați de la mine, ne spune El, că sunt blând și smerit cu inima. N-a spus că am postit, deși putea spune că a postit El 40 de zile, dar nu spune, ci spune că sunt blând și smerit cu inima. Și iarăși, când i-a trimis pe apostolii săi la propovăduire, nu le-a spus postiți, ci mâncați tot ce vi se pune dinainte. Când s-a fost vorba de bani, le-a cerut multă purtare de grijă, spunând să nu aveți aur sau argint, nici aramă în cingătorile voastre. Nu spun aceasta defăimând postul, Doamne ferește, ci lăudându-L foarte, dar sufăr când vă văd că neglijați toate celelalte virtuți și socotiți că postul vă este de ajuns pentru mântuire. Și doar postul este cea mai mică parte din corul virtuților. Cea mai mare virtute este dragostea, bunătatea, milostenia. Aceste virtuți depășesc chiar virtutea fecioriei. Deci dacă vrei să fii egal cu apostolii, nimic nu te împiedică. E de ajuns numai să săvârșești virtutea dragostei și nu ești într-un nimic mai mic decât apostolii. Nimeni dar să nu umble după minuni. Demonul suferă când este izgonit din trup, dar cu mult mai mult suferă când vede sufletul scăpat de păcat. Că păcatul este marea lui putere. Pentru aceasta a murit Hristos, ca să-i sfărâme această putere. Păcatul a adus pe pământ moartea. Din pricina păcatului toate se întorc pe dos. Ai stârpit păcatul, ai tăiat tăria diavolului, i-ai strivit capul, i-ai zdrobit toată puterea lui, i-ai împrăștiat oastea lui și ai făcut o minune mai mare decât toate minunile. Cuvintele acestea nu sunt ale mele, ci ale fericitului Pavel. După ce Pavel a spus, răvniți harurile cele mai bune și vă arăt o cale încă și mai înaltă. N-a vorbit de facerea de minuni,
ci de dragoste, rădăcina tuturor virtuților. Așadar, dacă săvârșim această virtute și toată filozofia pe care ea o cuprinde, nu vom avea nevoie deloc de minuni. După cum dacă ne lipsește dragostea, nu câștigăm nimic cu facerea de minuni. Gândindu-ne dar la toate acestea, pe temeiul cărora apostolii au ajuns mari, să le râvnim viața. Prin ce au ajuns apostolii mari? Ascultă-l pe Petru care spune: Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Ce va fi oare nouă? Ascultă-l și pe Hristos care spune: Veți ședea pe 12 tronuri și oricine a lăsat casă sau frați sau tată sau mamă va primi însutit în veacul acesta și viață veșnică va moșteni. Dezlipindu-ne dar de toate cele lumești, să ne afierosim lui Hristos, ca, după cuvântul Lui, să ajungem egali cu apostolii și să ne bucurăm de viața veșnică pe care facă Dumnezeu ca noi toți să o dobândim cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin.